Bun găsit, dragi iubitori ai sportului, sunt Alexandru Vârtosu și vă invit la repriza de Sud. Astăzi vom vorbi despre fotbalul juvenil și avem o poveste mai frumoasă, o poveste interesantă venită dinspre Mârșan, mai exact de la juniorii C ai formației Fulgerul. Îl avem alături de noi pe antrenorul acestor micuți, este vorba despre Alin Tulbă, antrenor care a reușit să claseze echipa pe locul 5, însă cu multe sacrificii. Bună seara! Bună seara și... În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru invitație și pentru faptul că ne-ați dat posibilitatea să mai arătăm și ceea ce se întâmplă pe la țară, deși nu se întâmplă în multe cazuri în ceea ce privește fotbalul juvenil. Da, sunteți un exemplu bun de urmat. Aș vrea să ne povestești în primul rând cum reușești să-i aduni pe cei mici să împartă terenul de fotbal așa cum trebuie, să-i pui pe posturi, să-i motivezi să-și câștige. V-ați bătut practic de la egal la egal cu câteva cluburi importante ale Exact. Dojului. Au fost meciuri reușite, au fost meciuri mai puțin reușite. Pornirea, să zic așa, a fost mai grea în ceea ce ne privește pe noi ca și echipă. Însă să-i aduni nu e foarte greu. E foarte ușor. În ceea ce înseamnă fotbalul la țară, e foarte ușor să aduni niște copii, să le dai o minge și să le dai câteva indicații. Căci bucuria e de plină a lor în momentul în care au această satisfacție. Am început, peste tot e la fel, să știi. Din păcate ar trebui să ne îndreptăm și în special administrația locală, Asociația Județeană de Fotbal să-și îndrepte privirea mult mai mult către partea de copii, către Liga 5-a, care să fie obligată, să zic într-un fel așa, să aibă juniori, pentru că e păcat. Foarte multe comune au potențial, doar că nu este valorificat. Din mai multe puncte de vedere, factori cheie care împiedică această activitate în mediul rural. După cum am spus, pornirea a fost, să zic așa, mai greoaie, în sensul că nu am avut un sprijin, am făcut această echipă dintr-o ambiție personală, așa să zic. Bucuria mea, pentru că a fost o bucurie, mi-a fost împărtășită de către Asociația Județeană care m-a sprijinit, Asociația Județeană de Fotbal. De asemenea, copiii au perceput foarte bine și au însușit modul meu de a privi lucrurile. Am pus mână de la mână și cred că am făcut o treabă destul de bună în toamna trecută, în primăvara asta chiar foarte bună. Câți copii avem? Lotul e restrâns. Lotul este restrâns. Am făcut selecție. În prima fază am dorit să atrag și copii de vârste mult mai mici, de 2004-2005, dar nu era ceea ce îmi doream eu. Adică nu putem să chinuim în ghilimele niște copii care nu au talent. Consider că trebuie să ai și o oarecare... cum să vă zic, un puțin talent care să te trimită acolo. O chemare, da. Am un lot de 13 jucători, de copii foarte cuminți, disciplinați, zic. M-am ajutat cei de la Oltenia Junior, speța Adi Troacă, mi-a dat un copil foarte bun, Mișu Ionuț, de 2002 născut. Am făcut un lot de 14 jucători. S-au organizat destul de bine, au reacționat pozitiv la tot ceea ce le-am cerut și... Și ați reușit 46 de puncte din acum consult clasamentul. Am reușit 46 de puncte, da. Și bineînțeles, destule goluri, e 52... 52, da, dar dacă ne uităm și la cele primite, e cam dezastru acolo. Să nu fie primite. Da, marea majoritate a golurilor primite a fost în toamna trecută ca parte negativă, însă am crescut încet, încet. Nu vă spun de primul meci cu CSJ. 1. Când am început primul meci, nu știam să stăm în teren. Lucrurile s-au remediat. Anul ăsta ați trecut la terenul mare, nu mai jucați. Nu, oricum am jucat pe teren mare. Pe teren mare, da. La 2002-2003 se joacă pe teren mare, 11 la 11. Fost și mai grea un pic acomodarea. Foarte grea, foarte grea. Am avut de lucru în principiu pe... partea de încredere a lor. Adică degeaba ai puțin talent dacă nu ai încredere în tine. Consider că toți ceilalți sunt mult mai buni decât tine. Consider că un rezultat te poate scoate din joc oricând. Însă
lucrurile s-au îndreptat pe calea cea bună, zic. Da. Mai multe vom vedea anul viitor, când ne vom reînscrie, da, în competiție. Vorbeam mai devreme despre microbul pe care trebuie să-l ai în sânge ca să faci treaba asta. Trebuie menționat faptul că tu ai jucat în fotbalul mic, ce-i drept, însă accidentările și diversele probleme te-au făcut să retragi. Ce te-au determinat să mergi pe partea cu antrenoratul? Iată, tu de altfel ești, la origine, un popă. Da, teolog, să zicem. Teolog. Da, da, mulțumesc pentru scoaterea în evidență acestui aspect. Într-adevăr, de mic am bătut mingea, să-i spunem, pe tradițional. Mi-a prins foarte bine faptul că în perioada lui Nicu Neagoe, președinte, Mărșeanul avea două echipe la Liga 4 și eram, da, obligați cu juniori. Ulterior s-a păstrat, dar, nu știu, de vreo 2 ani de zile, 3 ani de zile, nu mai este obligatoriu junioratul la Liga 4. Am prins o perioadă destul de bună, am început să joc. Ulterior am fost chemat la echipa de seniori. Mi-a plăcut fotbalul. Să vă spun o poveste, iar așa, fugeam și de la seminar. Da, sâmbăta era o perioadă de fotbal. Dar era doar cu voia Domnului, da? Tot cu voia Domnului, da. Așa. Am parcurs niște etape, am mers la Liga 4, am jucat câțiva ani buni, am avut și realizări și mai puține realizări. Am jucat pe la Sopot, pe la Malu Mare când era la Liga 4, Brădești, o echipă foarte frumoasă și un grup foarte frumos a fost la Gângeva. Dar asta este, se întâmplă, terenurile proaste. Noi mai puțin pregătiți, am suferit o accidentare, o rupere a meniscului și niște probleme la ligamente. Și atunci ai dat fotbalul? Atunci am zis că e momentul să mă îndrept către altceva. Și am preluat echipa de fotbal de la mine, din comună, ASE Fulgerul Mărșean, la Liga 5. Am avut un sezon foarte bun, foarte bun. După ani de zile, echipa noastră s-a bătut pentru locul întâi cu Unirea Tâmburești. Diferența a făcut-o meciurile directe. Ei au câștigat 4-0 în meciul tur, noi am câștigat 3-1, dar per total am fost o echipă mult mai bună decât toate celelalte competitoare. Să revenim la partea cu antrenoratul. E o pasiune, nu sunt licențiat, nu am cursuri, nu am absolut nimic. E o pasiune de-a mea și o provocare pentru mine. Este o metodă prin care, sau este un mod prin care pot să dau copiilor ceea ce poate mie mi-au lipsit. Adică o organizare, o disciplină, atitudine, să te dezvolți atât ca individ, da, în societate, cât și ca sportiv. Restul va ține numai și numai de cei implicați în fenomen. În grupul nostru, că mie așa îmi place să-i zic, echipă cu litere mari. Da. Te ocupi de o afacere personală, nu ai șef, asta îți permite practic să jonglezi și cu antrenamentele, dar și cu celelalte lucruri la care ești angrenat. Ți-ar fi plăcut totuși să prinzi și o bisericuță? Sau îți plac și bisericuțele în echipă? Nu mi-au plăcut niciodată bisericuțele, însă tocmai ziceam, cu voia Domnului ajungem acolo unde ne dorim noi. Fiecare lucru trebuie făcut la momentul potrivit. Acum sunt axat pe copiii aceștia cu care chiar vreau să am niște rezultate și în viitorul apropiat să pot să ajut echipa de seniori, 2-3 dintre ei, să facă pasul către echipa mare și să-i ajute. Urmând ca în momentul în care vine și provocarea supremă aceea de a face pastorație, să mergem și acolo. Sigur. Ne referim acum și la ce a însemnat financiar acest sezon de Liga de Junior C la care ați participat. Cât de greu a fost să strângeți baremurile, să echipament, eu știu, ce mai implică această activitate pentru? A fost greu, dar și plăcut. În momentul în care te înhami la un proiect, încerci să faci ceva, nu prea ar trebui să cauți scuze. Important este să găsești soluții. Soluții se găsesc. Partea cu echipamentul a fost 100% a copiilor.
Deci ei și-au pus bani, eu le-am solicitat o sumă, am găsit un om foarte generos cu noi, să zic așa, un echipament destul de bun. Am colectat suma respectivă, am achiziționat echipamentul, am obținut o sponsorizare pentru niște mingii de la un prieten foarte bun și mulțumim pe calea aceasta, Ionuț Cruceru. Arbitrajele, transportul a ținut numai și numai de noi. Am mai avut și îngăduința Asociației Județene de Fotbal și le mulțumim pe această cale că fără sprijinul lor nu cred că aș fi înscris echipa. Restul a depins doar de noi. Doar și doar de noi. Atât pentru că administrația locală nu poate să facă mare lucru, nu are un temei legal pentru a face sponsorizări. Acum s-a mai dat acest 5%. Sperăm. După cum știm, săptămâna trecută sportul în general a primit o veste bună. Iată, e o bucurie. 5%, ce ar însemna pentru voi ca sumă? Pentru noi ar însemna enorm, vă dați seama, doar că aici sunt mai mulți factori de decizie. Depinde de ceea ce vrea să facă administrația locală cu suma respectivă, cu bugetul pe care îl aprobă la început de an. Însă cred că se poate face acolo, printr-o hotărâre de Consiliu Local, o părticică și către fotbalul atât de senior cât și de juniori. Putem să colaborăm, Clubul Sportiv Fulgerul Mârșan cu Asociația Sportivă Fulgerul Mârșan 2016 poate să aibă o colaborare. Asta am și încercat de la început. Sperăm că anul, în vara asta, să se concretizeze această colaborare. Dar poate să aibă o colaborare și cu alte cluburi, spre exemplu? Ați fi dispus? Eu sunt dispus. Am avut copil pe care copii pe care mi-au solicitat alte echipe din Craiova. Rămâne să vedem în vară acum. E păcat, pentru că una este când faci 3-4 antrenamente pe săptămână, alta este când te întâlnești la meciuri. Noi asta am făcut. În prima fază, când am început, până să începe campionatul, ne-am întâlnit de 3-4 ori. Nici nu știam ce să fac mai repede cu ei, ce să lucrez cu ei. După aceea, doar sâmbăta sau vinerea sau duminica, în momentul în care era programa meciului, ne întâlneam. Dar au dat dovadă de spirit de echipă, au dat dovadă de, nu știu, organizare, disciplină și asta a contat foarte mult. Nu neapărat antrenamentul, pentru că eu cum bat mingea după ora 16... Cum te înțelegi cu părinților? De multe ori, cei de pe margine și în special părinții cam influențează antrenorul să introducă pe X, să-l scoată pe Acum Y. Acum fac o glumă. La noi nu prea vin părinții la meciuri. Sunt ocupați. Sunt ocupați, da. Dar am avut și niște nemulțumiri față de părinți. Nu știau situația, au început să zică niște lucruri pe care nu mi le-aș fi dorit să le aud. A fost un moment în care am vrut să renunț, dar copiii m-au făcut să revin asupra deciziei mele. Se poate observa și pe pagina de Facebook. De Facebook am văzut că sunteți activi acolo. Da. Pentru ei merită să fac niște sacrificii, să facem niște sacrificii și vom vedea pe parcurs, la final, ce se întâmplă. Vorbeam mai devreme de bani. Tu, de fapt, nu percepi taxă din ce mi-ai spus mie? Da, nu. Suntem, cred că, printre puținele asociații sportive, cluburi sportive, dar nu percep, pentru că știu ce înseamnă un copil la țară, știu care sunt sursele de venit ale părinților. Consider că mergem și așa. În momentul în care vezi un entuziasm, îi vezi plin de bucurie când ajung pe un stadion cum este Aripile, cum este Băileștiu, cum este Calafatul sau în zone pe unde am jucat, nu știu, restul nu mai contează. Acei bani nu și-au rostul. Nu și-au rostul. Ne-ai spus mai devreme că au fost momente și când ai dorit să renunți. Când s-a întâmplat și ce te-a făcut să renunți la ideea de a renunța? S-a întâmplat în urmă cu vreo două săptămâni și ceva. Mi s-au reproșat niște lucruri total neadevărate. Nu știa realitatea. Am zis că de ce să suport niște lucruri ce nu mi se cuvin. Am tras linie, am zis stop. Nu și-a rostul. S-ai pus virgulă până la urmă. Da, exact, am pus un fel de virgulă, da. Prietenii, copiii m-au făcut să revin asupra deciziei. Cei care îmi cunoșteau activitatea și știau cu adevărat realitatea lucrurilor din sânul echipei. Și până la urmă era vreo 2-3 etape până la finalul campionatului și era păcat. Ne făcusem un plan, da, că vrem să terminăm pe locul 6, așa, să fie bine.
Am continuat. Banchet? Nu. Anul acesta bugetul a fost limitat. Foarte. Sperăm la Crăciun, poate reușim să prindem ceva în bugetul nostru. Am Dar în obținut bugetul. o sponsorizare pentru un rând de echipament, tot așa, oameni Asta, de fapt, e cea binevoitori. mai mare bucurie a copiilor acum când se văd îmbrăcați ca Da, adevărații fotbaliști, cei pe care îi văd Așa este. la Să știți că un televizor. echipament nou pe ei, niște mingi noi, lasă în urmă multe alte lipsuri, dar e bucuria lor. Și în momentul în care vezi niște copii bucuroși, fericiți, parcă te simți și tu altfel. Nu ca antrenor. Aici e vorba de partea umană. E vorba de a crește niște copii într-un mediu frumos. Te gândești să te licențiezi și în fotbal? Acum e doar pasiune și nu ți se cere o patalama, dar... Da, această întrebare mi-a mai fost adresată cu ceva timp în urmă. Un prieten foarte bun mi-a propus, dar momentan nu. Momentan consider că pot să o fac așa cum cred eu. Nu simt nevoia unei licențe în antrenorat. Dacă va fi nevoie, îmi voi angaja un antrenor licențiat, dacă se va impune Ne merge cu de la director județ. tehnic, pentru că așa se Bineînțeles, poartă, dacă nu? se poartă, da, așa Da, este. tot se poartă. Nu, momentan nu. O fac din pasiune, o fac pentru că îmi place. Pentru că place. Te gândești să te reactivezi și ca jucător? Ca jucător, am mai jucat, am cochetat în primăvara asta cu Liga 4. Am jucat la Luceafărul Craiova, câteva etape printre acei copii foarte disciplinați și foarte talentați. Din păcate, diverse aspecte au dus la retragerea echipei din Liga 4. Mai joc fotbal la sală cu prietenii, un tenis, dar nu știu, să vedem cum mă simt așa. Nu cred. Slabe șanse. Am vorbit și despre fuga de la cursurile de seminari. Ai avut și urmări după Nu acele... era, nu erau urmări. Cum să vă spun, situația era foarte plăcută. Aveam un sprijin acolo, unul dintre părinții spirituali, așa erau numiți, cei care aveau grijă de noi. Erau un focat iubitor al fotbalului. Și de foarte multe ori aveam discuții separat, de ce nu mă duc la fotbal, de ce nu vreau să fac fotbal de performanță, eram în anul 2 de seminar, de ce nu vreau să fac treaba asta? Și am spus prea cu cernice, că acesta era modul de abordare. Momentan vreau să continui drumul ăsta și apoi vedem și cu fotbalul. Te duc eu, facem, mergem pe la universitatea, Nu, îi mulțumesc foarte frumos pentru gândurile bune de atunci, dar n-a fost să fie. Nu a fost să fie, dar plecam. Sâmbăta la ora 10 eram plecat din seminar la fotbal, cu știrea dânșilor. Bineînțeles. Ne îndreptăm privirile și către fotbalul mare. Iată, aseară Manchester United a câștigat Liga Europa. Presupun că ai urmărit meciul fiind fan al fotbalului, până la urmă un susținător al lui. Cum ai văzut aceste lupte atât din Liga Europa cât și din Liga Sunt Campionilor? Sunt fan fotbal bun, de calitate. Am urmărit cu interes finala Cupei UEFA, Europa League, să zic așa, da? După noul format. Observ că în momentul în care faci lucrurile așa cum trebuie, și mă refer la punerea bazei pe tineri, organizare, disciplină, atitudine, încrederea în acești copii, duc la rezultate. Dovadă Ajax. A avut o medie de vârstă undeva la vreo 22 de ani, dacă nu mă înșel. Da, media de vârstă. A fost cel mai vârstnic jucător al lor, 26 de ani, iată. Da, da. Practic. Facem o paralelă cu viitorul, echipa regelui, da? Cam aceeași medie de vârstă. Deci se poate. Dacă se investește acolo unde trebuie și mai nou acum cum am vorbit de ordonanța de urgență cu acest buget, cu aceste sume alocate de la bugetele locale, a trebui de distribuiți, da, către aceste puncte în sport, pentru că până la urma urmelor e cam singurul mod prin care noi am mai scos capul în lume, așa. Așa este. Gimnastică, fotbal,
tenis. Restul, nu prea. Restul suntem codași. Ce ar însemna pentru tine ca un elev de-al tău de astăzi să joace în viitorul apropiat sau mai îndepărtat puțin o semifinală de Liga Europa sau poate și mai sus, cine știe? Îmi dați voie să visez? Da, e permis. E dreptul nostru, nu? E permis. Nu, e foarte greu, e foarte greu. Eu m-aș bucura ca dintre cei pe care am acum la echipa de juniori, 2-3 să joace la Liga 3-a. Pentru mine ar fi o realizare. Să joace la Liga 4-a. Pașii cam ăștia ar fi. Trebuie să încep de să jos. Începem și noi etapizat. Pentru că dacă s-ar niște etape, niște trepte, ajungi undeva și o să pii la fel de ușor cum ai ajuns acolo. Da, am doi copii foarte talentați, trei. Florescu Mihăiță, Gugu Cristian și Neamțu Andrei. Numai de ei depinde. Vor pleca din clasa 8-a, vor veni la liceu în Craiova. Am discutat cu cineva să facă antrenamente cu echipele respective. Depinde numai și numai de ei. Acum noi ne le-am oferit, eu cel puțin, le-am oferit punctul o rampă. De plecare. Exact, exact. Dacă îți place fotbalul, poți să-l faci. Acum fie, îl faci de plăcere sau vrei să faci performanță. Sunt două aspecte diferite. Performanța implică determinare și altceva. Și implicare și totală. Altceva și o mai mare atenție atât la viața sportivă cât și la cea privată, din afară. Exact. Ne întoarcem și la campionatul intern, pentru că, iată, avem o campioană, așa cum spuneai, viitorul a surprins în acest sezon și nu numai, dar avem și o echipă locală, CS Universitatea Craiova, care se axează pe tineri. De asemenea, uite, din ce în ce mai multe promovări au avut loc. Cum vezi acest sezon de Liga 1? A fost un sezon nebun. Deci a fost un sezon cum campionatul românesc nu a mai avut de ani buni. O echipă Viitorul care a dominat de cam prin etapa a 5-a, da? A dominat campionatul. A intrat într-un play-off cu echipe foarte puternice. Universitatea Craiova, din punctul meu de vedere, a făcut un sezon extraordinar. Extraordinar, cu lotul de jucători pe care l-a avut, cu acele accidentări, cu acele despărțiri de jucători survenite din diverse motive, dar au făcut o treabă foarte bună. Și mai nou acum, sper, odată cu noul stadion. Și cu noul antrenor. Și cu noul antrenor, da, de vis, că totuși... De vis, da, magia, da, da? Da. Să vină și magia. Să vină și magia, iar acest nou stadion să fie plin cum se întâmpla odată. Era mic, dar mi s-a povestit ulterior de Craiova Maximă. Da, mai sunt pași destui de făcuți până la Craiova Maxima, însă important este că se mișcă lucrurile. Iată, avem mai multe centre de copii și juniori în județ, inclusiv acolo la Mărșani. Unde nu este un centru, dar am putea începe o colaborare cu Clubul Sportiv Universitatea pentru selecția unor copii din zonele respective. Ar fi o treabă bună, pentru că mulți fotbaliști talentați, da, au ieșit din zona rurală. Cu siguranță. Trebuie să ne îndreptăm privirile către sate, către comune mai mult. Voi acolo aveți și o comună mare și pe lângă mai aveți alte... Da, sunt comune destul de puternice, adică potențial. Este Rojiștea, este Amărășul de Jos, Daneți, Celarul. Deci area de selecție e clară, mult mai mare decât mare, în alte părți. E destul de mare. Acum depinde cât de mult dorim să ne implicăm și ce vrem să obținem pe parcurs. Lucrurile se fac pe mediu și lung. Dacă privim să obținem performanță imediat, nu avem cum. Este asta greu, este clar. Un drum foarte anevoios. Iar profesioniștii, eu nu sunt profesionist, profesioniștii știu lucrul ăsta și poate se schimbă ceva. Sigur. Din păcate, timpul zboară. Nu rămâne decât să-ți mulțumesc pentru prezența în studio. Și bineînțeles, spor la treabă, chiar dacă acum mulțumesc a venit vacanța școlară și cu siguranță mulți dintre copii... M-au întrebat aseară pe grupul nostru când mai facem și noi un antrenament. Și le-am spus, o să vină și momentul antrenamentelor. Și momentul antrenamentelor. Da. Bineînțeles, așteptăm vești din ce în ce mai bune și de la Mărșani, atât de la echipa de pitici, cât și de la echipa mare, bineînțeles. Important este ca fotbalul să progreseze. Asta e benefic pentru atât pentru comunitate, cât și pentru imaginea noastră în
județ. Atât pentru astăzi, ne reîntâlnim joia viitoare. Rămâneți pe Alege TV!